deși știam foarte clar ce vreau să fac, nu știam, n-am știut niciodată foarte bine exact cum. Și asta a fost partea cea mai grea, cum să ajung acolo unde vreau. Adică știam că vreau să fiu cel mai tare în calculatoare și nu înseamnă nimic. Mi-am dat seama de diferența asta. Până în momentul în care am cunoscut un profesor alternativ la profesorul pe care îl aveam, aveam impresia că trebuie să primesc totul de la profesorul meu. Și dacă nu primesc, este vina mea. Și oarecum mă consideram vinovat pentru asta și spuneam ok, nu pot să fac asta. În momentul în care am văzut că asta, că ipoteza asta practic nu este adevărată, am început să-mi pun întrebări vis-a-vis de toate celelalte lucruri pe care nu le înțelegeam sau la care aveam probleme și am început să învăț singur. Posibilitățile sunt nelimitate și atâta timp cât încerci, este imposibil să nu-ți dai seama de ce vrei la un moment dat. Dar trebuie să încerci, nu trebuie să stai pe loc, trebuie să faci cât mai multe lucruri. Să te challenge-uiești, să te scoți din zona de confort, să ai încredere în tine, să nu-ți zici niciodată ok, nu pot să fac lucrul ăsta. Nu, poți să-l faci. Sunt alți oameni care îl fac, deci poate că îl faci mai puțin bine, poate că nu o să excelezi, dar trebuie să descoperi lucrul ăsta.